Băi, Lucică, bă, uite, băi, că am ții care an, mă, s-a zis primăvarat, bă, azi e 21 mai, băi, gata, oile, la munte, băi, ce faci, băi, ne mai dai oile, băi? Băi, ne dăm mai navițică, dar să vedem cu ce, ne mai dai și mata. Cât dai? Păi, anul trecut lumea mea a convenit anul trecut că mai cam cine a fost brânza bună? A fost brânza bună, dar cantitatea trebuie să dai mai mult. Ai mă 7 kg mai de brânză și unul de urdă, băi, uite. A nu ai mai ploios, îi dai mai mult. Depinde, s-ar putea să-i dai 8. Ce-a trăit, Mulțean? Lucică, sănătate și mă bună să veniți cu tine. Să fii sănătos. Ce să-ți fac? Du-te la alții. Iată și stăpân ai, nu-ți dă el. Eu i-am dat la anul. Ai noroc, sănătate. Înțeleg că tu... Pe asta se vede stăpânul bun. O guriță! Ieșirea oilor din sat și plecarea lor în munte se face la 21 mai, o zi ca astăzi, în fiecare an, deci Sfinții Împărați Constantin și Elena. Se scot din grope, adică după bucăți unde se pască la oaltă, la sate, și se duc la munte. Avem rugăciunea care am citit-o de... pentru sănătatea oilor, de bine și pentru ciobani, pentru toți ca să-i păzească de animalele sălbatice, oile să le păzească, să fie sănătoase, de boală, de toate. Și apoi le-am citit și rugăciunea de călătorie, de mergere în călătorie. Pentru cei de aici, astăzi am citit toți să meargă în călătorie, să călătorească la munte cu bine. De obicei, la 21 mai, se scot oile din lufănețe și se dă la stâni. Obiceiul e că trebuie să ne tocmim câtă brânză, câtă urdin ne dă pe animalele care le dăm în munte. De la an la an mai încercăm să câștigăm câte o jumătate de kilogram, câte un kilogram mai mult. Și așa că... Anul ăsta cât ați câștigat? Un kilogram anul ăsta, a fost iarna mai mare, cu cheltuieli, cu nutrețuri, cu... Și noi sunt cheltuieli la animale. Și așa că ne-a convenit că n-ai oferte mai mult de care vine, bă, te roagă și ăla și ăla, sigur, îl dai ăla care dă mai mult, așa e normal. Câte oi aveți? 500. Unde aveți copiii plecați? În Italia, în Civita, acolo să spunem oraș, acolo unde lucrează. Nu vor să vină aici să crească oi, să se ducă nu cu ei? Nu-i plac, nu-i plac. Nu cred. Cine o să ducă mai departe tradiția? Nu știu. Bătrânii ăștia care mai sunt, după aia dispare. Cum e să tocmesc? Am văzut ciobanul. Se tocmește pentru brânză, pentru lapte, de tomnat, de vărat, care cum dă, care câștigă. Și cu care pierde. Și unde o să plece cu oile? La munte. Și cât stau acolo? De primăvara până toamna.